Există candidați, există listă, bineînțeles. Numai că, fără să fac uz de tinerețea noastră în ghilimele, am început cu întărirea calității oamenilor. Adică, cred că acestea, din punct de vedere al partidului nostru, vor fi ultimele alegeri. Așa cum românii au fost obișnuiți în ăștia 30 de ani, adică pe o urmărire a intereselor unor cetățeni care sunt în PSD, PNL, ALDE, USR plus PMP, UDMR, în mod special, UDMR-ul fiind un exemplu clar cum se poate face politică de 30 de ani urmărind doar scopurile nu unei comunități maghiare, pentru că avem deja filiale întregi care prind cetățeni de etnie maghiară. Obișnuit să spun totuși că în România trăiesc cetățenii români. Noi nu facem o politică pentru minorități, facem o politică pentru toți cetățenii români, respectând individualitatea și particularitatea fiecare. Fiecare acasă poate să cânte, să mănânce, să scrie și să danseze conform tradițiilor lui și partidul meu va ocroti această stare de fapt. Deci, acestea vor fi ultimele alegeri în sensul că fug unii la alții, de la PSD la PD, de la PNL la PSD, de la ALDE la PMP, de la PMP la USR, de la USR cam cu mulți, totul fiind foarte simplu pe banii cetățenilor. Noi ne întrebăm întotdeauna de unde să garantăm un salariu minim în România și o pensie decentă. Păi, asta este un capitol. Această nerușinare pe care a inițiat-o PSD-ul și după cum vă aduceți aminte, nici un alt partid, chiar și din opoziție sau până opoziție cu PSD-ul, nu a vociferat nicio secundă. A luat milioane de euro din buzunarul cetățenilor, din buzunarul copiilor, din buzunarul educației, din buzunarul siguranței cetățeanului, turismului și așa mai departe și așa mai departe, nu face decât să arate irresponsabilitatea acestor partide. Așa zis mari, dar foarte mici și mărunte la suflet și moral. Partidul Verde vorbește despre aceste două substantive pentru care punem și suflet și energie și avem răbdare să construim o familie serioasă și sănătoasă. Partidul Verde este împotriva acestor subvenții de la buget pentru a face politică. Politică faci pe banii tăi, dacă înțelege ce vreau să spun, fără ca să umpli orașele de tot felul de însemne electorale care sunt plătite, repet, din buzunarele noastre. Ce putem face cu aceste milioane de euro, zeci de milioane de euro anual? Iarăși fiecare poate să scrie o petiție. Eu vreau aia, eu vreau aia și ceva. Pe de altă parte, acest tip de a face campanie, după părerea mea, este desuet și ridicol. Să faci benele de zeci de metri pătrați cu niște cetățeni care nu au decât o singură grijă, să ajungă la Ciolan, să ajungă la Polonic. Pentru asta, în această perioadă, plecarea dintr-un partid în altul, dintr-o orientare în alta, de la niște cetățeni care te-au votat și Partidul Verde, fac o paranteză, va lupta și în acest domeniu să pună ordine, în sensul că dacă ai intrat pe listele unui partid, să faci bine să stai acolo și să faci ce-ți spune partidul, pentru că dacă partidul muncește pentru tine să devii parlamentar sau șef de consiliu, vorbesc de parlamentar, că aici ai durerea, să pățești exact ce pățești și consilierii. Când auzi fraza aia grețoasă, conștiința și morala mea nu mai corespunde cu cea a partidului, trebuie să-l dai afară pe loc și să ia altul după listă, exact cum se întâmplă cu consilierii, da? Nu văd în ființa umană numită consilier sau
deputat sau senator o diferență în ceea ce privește moralitatea și stat. Da, politicianul nu trebuie să aibă moralitate. Dacă credeți că aceste partide care au 7-8 milioane de fani atrași pe metodele clasice pe care politica de 30 de ani știe să le folosească, 50 de lei, 100 de lei, avantaje, creare de locuri de muncă, regii, de tot felul prin care primarul își controlează viitoarele voturi, angajându-și acolo toate neamurile, toți vecini și o masă de vot care se presupune fi disciplinată. Cred că suntem țara după glob cu cel mai mare aparat bugetar. Și acest lucru, dacă ajungem, probabil în noi ăștia de la masa asta s-ar putea să ne vedeți în Băile Govora sau la Sopata, pentru că grija mea numărul 1 este să convingem oameni din cele 10 milioane de cetățeni care nu votează PSD, PNL, faceți o puteară, se uită la aceste partide, vreo 7-8 milioane în 2016. Probabil și acum se întâmplă. Un mare ajutor însă poate veni de la românii care trăiesc din diverse motive în afara granițelor în acest moment, care știu ce înseamnă marea familie a verzilor europeni. Și lucrul ăsta nu mai este deja. Noi suntem în fiață așa de câteva zile. Dar cu drepturi egale, ceea ce este foarte important și moral în familia verzilor europeni, The Greens, este că deși poate ești verde german sau austriac sau francez sau englez sau suedez sau belgian sau italian sau estonian sau maghiar, ești primit în urma unor analize cu drepturi egale și ești egal cu oricare alt partid verde european. Sunt peste 70 de europarlamentari la Bruxelles care sunt oameni foarte serioși, care sunt oameni de altă factură, nu sunt atenți nici la salariu, nici la subvenții, nu sunt atenți nici la corupție, nu sunt atenți nici la ipocrizie, nici la minciună. Cam tot ceea ce practic aceste partide și în România de 30 de ani încoace. Dacă dumneavoastră credeți că Partidul Național Liberal, care a fost căsătorit cu PSD-ul, suntem toți aici în sală oameni maturi, deci căsătoriți cu acte în regulă. Acum fac diversi copii, USR Plus, deși Ciolo și Barna numai față de bebeluși nu au. Și într-o horă a deșanțării politice n-au nicio greață ca să se pupe din nou. Adică, frate, va face să se căsătorească toți la oaltă, pentru că noi suntem împotriva, nefiind împotriva cuiva, o să vedeți că acolo unde contăm și o să înceapă să contăm, îi vom coaliza pe toți. Ce să vă spun, că la București, de exemplu, vrem să desfințăm sectoarele, să fie o singură primărie, cu 2-300 ne angajează cu 14.000 și iată, iarăși, o sursă de fonduri care să se întoarcă la cetățeanii.